ce ați făcut, fără să aveți cunoștință despre ce vorbiți. Da? Pe Ștefan Ilie, Ștefan Ilie nu a venit singur să-și facă reclamă. Ștefan Ilie am adus eu totul cu altă poveste. Da? Și o să vă explic, dacă ne vedem față în față, vă aduc și elevii care au fost acolo, ca să vedeți exact despre ce s-a discutat, în niciun caz de primărie și de candidatură, ce spuneți dumneavoastră acolo. Da, domnul director, dar totuși, noi părinții nu avem avut acces și acel om deci care... Deci eu vă spun că eu, omul ăla, nu a venit să-și facă reclamă electorală, așa cum a scris dumneavoastră. Deci a strânit, eu acum am început să primesc telefoane în toate părțile, o nebunie, eu vă invit la școală ca să vă arăt eu ce s-a întâmplat. Domnul Tulimea, nu-mi cer scuze cu tot respectul ce s-aș putea să deci vi-l ofer, dar nu prea mai pot. Păi nu vă arunc cu absolut nimic în aer. Păi cu ce să vă arunc, domnule, în aer? Deci nimeni nu o să creadă ce spun eu din momentul acela. Ce mai spun eu sau ce mai spune Ștefan Ilie sau ce mai spune șefa de la ele sau nu știu ce. Din momentul în care domnul Tulimeanu, deci acei copii au făcut această afirmație? Eu am văzut comentariile copiilor. Ce copii au făcut afirmația? Elevi din școală. Da, eu am și printuri, am comentat. Hai că vă invit eu la aceea, cu aceiași elevi, inclusiv cu șefa Consiliului Elevilor, vă invit și pe dumneavoastră să întrebați acolo ce s-a domnul Tulimeanu, vreau să vă întreb ceva. Acel om, nu mă interesează pe mine jocuri politice și alte porcării ce se mai întâmplă în școala dumneavoastră acolo. Pe mine mă interesează un singur lucru. Acel om, ascultați și pe mine, da? Vă rog frumos. Păi, dar nu mai faceți, deci mă ascultați și pe mine, vă rog frumos. Dacă nu puteți să mă ascultați, nu vin nicăieri și continui cu ce am aflat. Eu știu ce vreți să spuneți, că am văzut ce ați spus acolo. Da, deci omul ăla are măcar un copil în școală la dumneavoastră. Eu am 3 copii în școală la dumneavoastră și nu mi-am permis să intru în curtea școlii. Regulile sunt făcute pentru toată lumea, nu? Da, sau sunt reguli făcute pentru a fi încălcate, nu înțeleg. Faceți-mă și pe mine să înțeleg că eu am puțin, mai puțină școală decât dumneavoastră. Stați puțin, știu că aveți darul de a vorbi peste toată lumea și știu că sunteți dita mai directorul la nu știu ce liceu. Știu, sunt o țărancă oarecare și atât. Deci dumneavoastră, ca părinte de elev sau nepărinte de elev, oricine, poate să intre în școală. Și foarte clar asta. Nimeni nu este ținut la poartă și nu are voie să intre în școală. O mulțime de oameni intră zilnic în școală și merg la secretariat sau cu alte probleme. Nu ați înțeles dumneavoastră bine. Deci nu aveți voie să mergeți în clasă. În clasă unde sunt elevii. Unde nu, când am venit copilul. Să ne aducem copiii, am lăsat la poarta școlii din spate. Eu știu despre ce vorbiți, dar nu, dumneavoastră poate ați fi înțeles, dar sunt oameni care nu înțeleg. Nu știu dacă ați fost martură la ce am plătit noi în anii trecuți, cu nu mai puteam să ne părăm de vecinii noștri romi care stăteau în clasă. Da? Noi am făcut ședință, nu știu dacă ați participat la ședințe, înainte de a începe școala. Toate învățătoare au avut ședințe, da? Chiar am văzut noi înainte. Da. Și am zis așa, domnule, ca să evităm situația în care că v-am fi lăsat să veniți, nu la poartă, ci până la intrarea în corpul B, cum a fost și în anii trecuți. Da. Nu era nici absolut nicio problemă. Dar am zis așa, ca să evităm, nu poți să-i scoți pe aia, pe romi, nu ai cum să-i scoți, să-i dai afară, să te bat cu ei, este imposibil așa ceva, sau călare în clasă. Ca să evităm o astfel de situație, nu mai primim părinții, iar învățătorul a fost de acord să eu v-am înțeles. Dar am și eu o simplă curiozitate. Acel domn a fost în clasă la elevi sau nu? Acel domn a fost în cabinet de franceză, nu într-o clasă de elevi, doar cu elevii care sunt majori și care fac parte din Consiliul Elevilor și o să vă trimit un document ca să vedeți de ce este vorba. Consiliul Național al Elevilor a făcut un demers către toți politicienii care candidează, prin care aceștia trebuiau să-și asume niște lucruri. Ștefan Ilie a fost primul și singurul, cred că e singurul la momentul ăsta, care a semnat acel angajament. Eu o să vă dau că nu este, cred că o să vă dau un link, puteți să-l găsiți acolo declarația lui. Da? Și eu l-am chemat pe Ștefan Ilie nu ca să facă politică, nu ca și candidat la primărie. Nici o secundă nu s-a pus problema că el este candidat la primărie. Păi și de ce n-a ales o altă clasă și a ales neapărat clasa majoră, dacă nu era vorba de politică? Deci nu am ales o clasă de copii. Am ales un cabinet gol, deci el nu a intrat într-o clasă de copii. Și copiii nu au intrat absolut deloc în contact copiii cu acest au intrat, loc. Bineînțeles că au intrat în contact, adică au stat acolo. Dar asta nu înseamnă că el a intrat într-o clasă. Vine nenea ăsta de nu știu unde și intră. Unde intră? Să fiți sănătos, domnul Tulimeanu, eu o să știți că comentariul ăla n-am să-l șerc pentru nimic în lume. Puteți să faceți ce vreți. Efectiv, urmă copiii și retrag de acolo. Nu aruncați o școală întreagă în aer cu tot. Păi n-am ce să arunc, domnule, că n-am făcut eu chestia asta, dumneavoastră ați făcut-o. Știți cum este câteodată în viață ne asumăm ceea ce facem. Nu am făcut eu asta, ce spuneți dumneavoastră acolo, nu am făcut eu. Dumneavoastră acolo spuneți că vin candidat și fac reclamă electorală, ceea ce e fals. Nu asta s-a întâmplat. Păi până acum omul ăla de ce n-a intrat în acea școală?
N-aveți decât să nu mă credeți pe mine, dacă dumneavoastră vreți să nu mă credeți. Dar acolo au fost 10 elevi, cred că nu mai mult, care... Nu știu, eu vreau foarte... Eu îmi doresc foarte mult să stau de vorbă și cu doamna directoare. Adică sunt foarte curioasă să văd dacă și dânsa a fost în temă cu ceea ce s-a întâmplat. Nu are nicio legătură. Orice păi are! Păi cum nu are? Păi hai să adunăm toți profesorii din toate școlile și hai să îndesăm în metalul, nu? Nu e așa. Deci chiar nu e așa. Eu când mi-am adus copii în școală, eu am avut încredere totală, adică... Și acum ce? De ce nu mai aveți încredere? Nu, pur și simplu, faptul că ăsta, de ce? Încredere. Da, 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 păi uite, eu în prima zi... Eu i-aș lua și m-aș muta la altă școală mai de încredere, sincer, adică dacă nu mai aveți încredere, de ce mai colaborăm? Păi mai departe, că nu înțeleg. Nu știu, faza asta m-a dat peste cap. Păi stai, stați puțin, că încă nu am spus că am să-i las, încă nu am spus că am să-i las acolo. Deci încă n-am spus că am să-i las acolo, dar... Chiar vreți să mă obligați? Păi vreți să mă obligați dumneavoastră să mi-au copii? Păi o să mă decid, o să mă decid. Deci o să mă decid pe parcurs, dacă îi mai las sau am să iau de acolo. Păi asta vă bazați dumneavoastră încrederea, pe cine ai, nu știu cine, cu ce ai intrat în prima zi sau pe un cor didactic care v-a fost alături, cred eu. Cine mi-a fost alături, cine mi-a fost alături, recunosc. Eu nu cred că și cu mine, dacă ați văzut, nu v-am... Și... Nu, deci nu este vorba, aberați de la un subiect la altul, nu implicăm elevii. Nu, aberați dumneavoastră, aberați. Nu aici la telefon, a scris, acolo unde a scris, că a venit și fac campania electorală, e total fals. Și eu îți demonstrez, nu e nicio problemă, voi dau un comunicativ pe care vă demonstrez. Foarte bine, deci chiar aș vrea. Da, în schimb aș vrea să știu și motivul pentru care a fost. Deci aș vrea și eu să știu motivul pentru care a fost omul ăla în școală. Deci eu vă invit la școală. Nu cred că mă credeți pe mine la telefon. Vă invit eu la școală, uite, vă fac eu. Păi eu sunt puțin răcită, nu-mi permit să intru în școală. Eu personal la școală și nu vorbiți cu mine. Vorbiți cu șefa elevilor din școală. Domnul Tulimeanu, eu sunt puțin răcită, nu vreau să vin să mai ia DSP-ul, mai am și nu știu ce COVID. Stai să-i niștit. Nu vă e frică că vă îmbolnăvesc totuși? Deci eu dacă vă zic oricum nu mă credeți. Deci, eu v-am întrebat, deci cum am putut să discutăm atâtea prin telefon, eu v-am întrebat doar atât. Ce a căutat omul ăla acolo? Deci, atâta timp cât s-a dat strict interzis. Omul acela a fost invitat din mine, nu a venit de capul lui, una la mână. Omul acela a venit să discute despre inițiativa Consiliului Național al Elevilor și o să vă trimit un link să vă uitați despre ce este vorba și să vedeți cine a semnat, cine nu, da? Da. Păi și era chiar atâta o mare grabă, nu putea să se facă chestia asta după alegeri? Era o foarte mare grabă și vă spun și de ce. Era o foarte mare grabă și ar trebui săptămâna asta să ne întâlnim și cu a doua jumătate de elevi, pentru că jumătate din elevii care au fost săptămâna trecută la școală nu mai vin săptămâna asta și duminică sunt alegerile, aia era grabă. Nimic altceva. Am înțeles. Da? Bine, deci, domnule Tulimeanu, îmi cer scuze. De ce elevi nu mai vin la școală până la alegeri? Iar noi, marți, mâine, adică fata de la Consiliul Elevilor trebuia să-i cheme pe ceilalți. Da. Să vorbim același lucru. Am înțeles. Una și până fac două. Pe mine nu mă interesează nici de Luca, nici de Ilien, nici de nimeni. Pe mine mă interesează strict de copiii mei. Numai pe mine chestiile astea mă depășesc. Deci nu mai. Despre povestea asta. Vă poate povesti și fata aia. Ăsta nu a venit ca și canat la primărie. Da. Că nu asta a fost scopul. Nu știu, simplu fapt că încercați să mă convingeți atât de mult și așa, nu știu, mă face să mă îndoiesc mai mult, deci prea mult. Dacă nu vă conving, nu e bine, dacă vă conving, nu e bine. Deci prea mult, adică nu știu, încercați să mă... Nu, nu e prea mult, eu vă zic foarte sincer, vă trimit link-ul și o să vedeți. Da, bine, domnul Tulimeanu, o să mă mai gândesc și eu, să știți că postarea va rămâne momentan acolo, o să mă mai gândesc în seara asta la ce mi-a spus dumneavoastră. Eu vă rog personal, vă trimit link-ul, vă rog personal să vă gândiți, vă dau și numărul fetei. Așa, domnul Tulimeanu mie mi-a fost de ajuns și am văzut la acei copii, deci copiii n-aveau niciun rost să mintă. Așa este, într-un fel. Eu vă rog personal doar, nu din alte motive, da. Nu pentru mine, că n-am niciun interes. Eu am ambulizat pe cataloi, știți, nu votez pe Tulimeanu, nu mă interesează pe nimeni, nici Andaluzia Luca. Eu votez la cataloi, sau nu votez loc, de fapt. Da. Aceeași poveste și la mine ca și la dumneavoastră. Vă fac o poză la buletin. Ideea este așa. Numai că mă duc la bancă și fac împrumut cu el după aia, nu poți să știi. Păi nu, ca să mă credeți. Eu nu v-am sunat ca să vă cert. Bine, haideți că îmi cer scuze. Dacă eu să mai vorbim mâine că... Eu chiar am puțină treabă. Vă rog să mă scuzați și mai vorbim. Doamna, scoateți aia sau puneți acolo că poate n-ați înțeles bine. Și
după aceea vă convingeți. Iar dacă nu vă convingem nici eu, nici altcineva... Mai bine mă conving, mai bine întâi mă conving, nu știu, eu sunt oameni necredincioși, eu întâi îmi place să mă conving și după aia, dacă e nevoie, eu ies și îmi cer scuze la întreaga națiune. O să ne... Păi, dar nu faci să mă dumneavoastră, nebuniți pe toți. O să fie o nebunie totală, de la presă și până la... Asta este. Și pe mine m-au nebunit alții și am de supraviețuit. Ce să faci? Ne nebuniți și dumneavoastră? Nu nebunesc pe nimeni. Chiar nu este așa. Chiar mâine avem o altă întâlnire pe care nu o mai ținem din același motiv. Toată lumea mă sună. Bine, bine, domnul Tineanu. Sunt copii majori care au fost aduși acolo, nu au fost aduși copii mici, s-a discutat exact. Nu contează, deci copiii aia sunt copiii cuiva și unul din copiii aia foarte bine ar fi putut fi copilul meu, al dumneavoastră sau al oricui. Deci chiar nu contează. Acolo doar 10 copii într-o sală foarte mare. Nu contează. Deci pe mine ca și părinte nu mă interesează. Vă puteți informa în primul rând, dar puteți întreba mai întâi înainte de a lua de bună niște... De a lua de voie niște povești. Da, bine, eu domnul Tulimeanu, o să mă gândesc la ceea ce mi-a spus. Eu o să vă trimit asta, nu știu cum, vă trimit pe astea, eu că încă mai funcționează. Îmi cer scuze, dar trebuie să închid că mă sună cineva. Decideți acolo în liniștea dumneavoastră dacă e așa. Da, sau da, nu e da, așa. Da, 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 bine, 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 mulțumesc, mulțumesc. Vă rog doar atât că exact asta ne mai lipsește nebunia asta de COVID. Mulțumesc, mulțumesc. Să ne hărțuiască toată... Mulțumesc, mulțumesc. Păi, dumneavoastră, ca și părinte, cum v-ați fi simțit? Sau cum să simt toți părinții din lumea asta? Bănuiesc că bine nu. Da, nu mi se pare, vă dați seama că chiar nu mi se pare ok. Adică regulile ori sunt făcute pentru toată lumea, pentru binele copiilor noștri, m-am conformat. Legea electorală spune că nu se poate face campanie electorală în interiorul școlilor, în unitățile militare. Păi vedeți, aici exact. Am să ajung chiar atâta mărșăvie și atâta pentru ce? Pentru un ciolan. Toți fugim după un ciolan, după un codru de pâine să mâncăm. Dar nici în halul ăsta. Adică noi ca părinți, pentru noi a fost pandemie, da? Da. Și el, nenea ăsta, pentru el nu mai e pandemie sau el s-a vaccinat, păi n-are virus, n-are... De unde Dumnezeu să știu că poate m-a... Da, și-a dus virusul în școală, da, postim. Ați vorbit cu domnul director? Da, după ce eu am făcut o postare pe Facebook-ul meu. Da. Cu ceea ce s-a întâmplat. La care culmea culmilor n-a durat foarte mult timp, a fost sunată de către domn director. Care m-a rugat efectiv să șterg acea postare, că eu mă gândesc ce fac cu acea postare, că acest domnul Ștefan Ilie. Da. Așa, și a fost invitat acolo de către domnul director și că nu putea să fac campanie electorală cu 10 elevi, mi-a spus seara, după ce a văzut postarea mea, a doua zi când am văzut pe WhatsApp, mi-a trimis mesaje și am avut o discuție și pe WhatsApp cu el prin mesaje în care mi-a scris că cu 7 elevi și am zis aseară, zic, am spus de 10 astăzi, de 7, zic că v-ați uitat să număra, zic, cum și iar mi-a trimis mesaj că prea puțin contează că erau 7 sau 10, oricum nu se putea face campanie electorală cu acest număr de persoane. Nici de acum, zic, n-am niciun plin în mânică, zic, am zis, mă, nici nu am luat nici cele 4, adică eu n-am cum să particip la vot. Zic, dacă mi-era atât, să fiu vai în limbă după cineva din unul din ei, zic, acum nu mă interesează, pentru mine toți sunt egale, adică nu știu de ce mi-am format o opinia mea, noi alegem noi minciuni, adică nu mă aștept ca nimeni să facă nu știu ce pentru noi ca și popor sau